o domnișoară care cred că de curând s-a apucat să recite în grai bănățean, da? Domnișoara Dina Gârbiș de la Școala Generală George Corbuc din Toarnă. Însă a spus că ea nu știe să recite, însă a fost și atât. Nu știe să recite. Asta a spus, ea crede că nu știe. Ea a spus. Da? Da. Nu știe să recite. Păi atunci să auzim prima dată publicul și că eu mă juriu. Și ce se întâmplă dacă știi? Nu știu. Cine face cinste? Da, nu știu. Da. Asta, în afară de recitezi, te mai ocupi cu ceva, navighezi pe internet sau... Cu muzica, da? Cânti foarte bine și folclor. Și danse jos în folclor, nu? La Societatea Băcăluți. Bravo. Și la sport, la... Da? La volei. Bravo. Deci o persoană completă. Și pe internet navighezi. Părinții ce zic? Nu știu ei noaptea ce. Se întâmplă acolo în lumea virtuală. Îți doresc mult succes și poftim. Recit poezia de Ionel Stoic de Toria. Astăzi iar am primit o carce de la mama de departe și cu slovele micuță mi-a scris a mea măicuță că toace mult ori scumpit, nu-s mei bani de cheltuit. O vinit și cecul de porție. Aoleo, 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 tata ține obieție. Suduie pe toți la rând, ei frică că-l închid, dar și prea mult biococește, datoria nu-o plăcește. Mama spune să fac cum pot, să trimit plata cu tot, datoria s-o plăcească, dar știe ea să s-o cocească. Cât ni plata... Cât ni traiu, ar vige atunci ei baiu. Dar vezi, asta tata o știe, de-aia ține obieție. Și când a fost întrebat, de ce s-o îndătorat? O răspuns cu fruncea negurată, că și țara-i îndătorată.